un avertisment dur venit din partea unui fost director din Ministerul Justiției. Ingrid Mocanu atrage atenția asupra faptului că judecătorii care au pe rol dosare ANRP ori pleacă la pensie, ori sunt suspendați de către Inspecția Judiciară. Singura lor șansă este să vorbească pentru a se putea salva. În caz contrar, vor sfârși rău, scrie pe pagina sa de socializare Ingrid Mocanu, care este în legătură telefonică directă cu noi acum. Bună ziua! Bună ziua! La ce vă referiți mai exact când spuneți că se va termina rău, practic, pentru ei? Nu am spus că se va termina că trebuie rău să vorbească, neapărat, în sensul că vor fi tratați la fel cum sunt tratați ceilalți judecători care au fost trimiși în judecată și iată, unii dintre ei, cea mai mare parte, achitați, alții condamnați, pentru că la noi, doamna Trancă, deși rechizitorul era copiat fix după cel de unde s-a pronunțat instanța ieri, a pronunțat o soluție de condamnare. În cursul judecății dosarului nostru am încercat să o recuzăm. Am recuzat-o, de fapt, de 11 ori. De 5 ori am făcut cerere de strămutare, însă nu s-a întâmplat nimic. Chiar domnia sa a cerut să plece pe la diverse organizații internaționale, văzând, desigur, că acest dosar nu are absolut niciun fel de consistență. În celelalte dosare, ce s-a întâmplat? Una dintre judecătoare, deci cea din ANRP 3, a plecat la pensie, deși s-a pensionat anticipat, nu avea vârsta de pensionare, iar judecătorul Ghiță, cel care este în ANRP 5, pentru că 4 deja a fost restituit de înalta curte, pentru că s-a apreciat că nu descrie o faptă acel rechizitoriu, repet, faptele de la ANRP, pentru cei care nu au, bineînțeles, suspiciuni de corupție, sunt la fel. Nu erau bune rapoartele de evaluare și membrii comisiei trebuiau să știe, deși nu erau evaluatori, că nu sunt bune rapoartele. A fost suspendat sau s-a propus de către Inspecția Judiciară să fie suspendat. Ori este evident că aceste coincidențe stranii sunt foarte dubioase. Mie așa mi s-au părut. Și eu cred, văzând ce i s-a întâmplat și doamnei judecător Burlan, că în urma unui denunț că a luat nu știu ce șpagă acum 150 de ani, ce să vedeți, fix acum s-au trezit să descopere că a luat ea șpagă acum nu știu câți ani, da? Este un semn că judecătorilor li se pregătește ceva. De aceea, eu cred că singura lor soluție ar fi să vorbească și să spună ce dosar aveau, cine a venit, cine le-a cerut, ce le-a cerut, pentru că aceste coincidențe sunt extrem de stranii și nimeni nu poate să creadă în ele. Bun, credeți că asta se referă doar la dosarele legate de ANRP, ceea ce spuneți dumneavoastră? Mie mi s-au părut niște coincidențe foarte ciudate acestea. Deci faptul că fix în dosarele ANRP, care sunt la fel, repet, la fel ca cel de ieri, completul de ieri, a fost un complex foarte curajos și este cunoscut în lumea juridică ca fiind unul dintre cele mai corecte completuri de la înalta curte. Adică, ce înseamnă asta? Nu că este binevoitor. Din contră, atunci când are probe, aplică pedepse foarte drastice, dar atunci când nu are probe, nu aplică pedepse nici măcar cu suspendare, ci dispune achitări. Adică ori ai faptă și ești condamnat de corupție, evident, ești condamnat grav, ori nu ai fapte și atunci nu ai de ce să fii condamnat nici cu suspendare, nici puțin, nici așa ca să ți se întâmple ceva dacă tot ai fost trimis în judecată. Dar ceilalți judecători, sigur că presiunea pe ei este foarte mare, pentru că orice judecător realizează când primește un dosar că nu are nicio faptă acolo. Ori presiunea din partea organelor de cercetare